Hai, tati, că noi te încurajăm. Hai. Da? Te susținem și te încurajăm. Îmi place de mic să gătesc, deci eu sunt cel care le gătesc din toate punctele de vedere. Gătesc preparatele care îmi place mie foarte mult, fructe de mare, midii, calamari, creveți. Ia vezi, tati, te rog. Suflă-i bine. Cum e? E bun. E ok? Nu mai pun nimica? Nu. Nici sare? Ok. Am aprobarea familiei, deci cu siguranță trebuie să... Luăm short. Să luăm short. Luăm short. Hai, tati. Tati. Succes. Vă promit. Să vii cu șorțul. Da? Îți promit. Baftă. Mi-am mulțumit în primul rând bunul Dumnezeu că am ajuns să intru lângă șefi. Iar emoțiile au fost wow. Într-un fel. Bună seara! Bună seara, domnilor șefi, și bine v-am găsit! Cum te cheamă? Neagu Constantin mă numesc. Ce te ocupi tu în viață? În viață am vândut flori. Flori? Da. Și am lucrat și prin bucătărie. Ți ajung 5 minute să termin farfuria? Cu siguranță, cred că mă încadrez. Începând de acum. Mulțumesc frumos! Ce vă prepar astăzi? Am o supă de scoici cu creveți și cimbrișor. Ești căsătorit? Copii? Căsătorit, 4 copii. Se trăiască. Mulțumesc, ce ai dumneavoastră? 4? Am o fetiță de 14 ani, 2 băieței gemeni de 12 și încă unul mai micuț de 7 ani și 6 luni, care este îngerul meu de 38 de zile astăzi. Am mers la un control. După care mi-a spus că are anumite boli de copii. După care am decis să mergem la o clinică particulară după o lună de zile după ce ne-a ținut prin spital. Și am descoperit la spital că el practic avea o tumoare în creier de 4 cm. 3,4 cm. Acea tumoare, unde ai avut-o, tot în același loc și recidivat. Cu o viteză fulgerătoare. Se știe, noi între noi avem noi ceva comun. Și soția mea a cedat acum 13 ani. Dumnezeu să o odihnească, șef. Și a rămas cu 3 copii acasă, mic. Știi ce simte tu în sufletul tău? Știu exact ce se întâmplă. Gătiți să ajută pe tine să scoți din situația ce a trecut tu? Da. Îl ajută. Se ajută, nu? Mult de tot. Când am fost sunat de la Masterchef, eram la spital, lângă el la pat. Asta s-a întâmplat într-o lună. Și el marți nu a mai fost. Misiunea mea o să o duc până la capăt. Promite tati și lui și la frații lui că așa o să fac. Ești gata, domnul? Sunt gata, șef. Ești sigur? Sunt sigur, șef. Haideți să gustăm. Vino puțin. Ca om, îmi pare rău. Și sper să fii bine. Mulțumesc, șef. Ca bucătar, în schimb, și ca jurat Masterchef România, va trebui să fiu cât pot de obiectiv. Ok. Da? Da, și dacă meriți să mergi mai departe, da, crede-mă că îți voi da șansa asta, pentru că, exact cum a spus Joseph, bucătăria te ajută să treci peste. Da, foarte mult. Dar ca om, încă o dată, îmi pare rău. Mulțumesc frumos.
Vă mulțumesc mult. Te rog. Simplu, ușor de gătit, care mie îmi place foarte mult și copiilor mei. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc! Mulțumesc. Eu mulțumesc. Nu mai pot. Hai să luăm o pauză, da? Luăm o pauză, ce și minte? Nu mă așteptam să se emoționeze domnul Haddad într-o manieră în care până la lacrimi, dar să știți că spiritul, sentimentul și sufletul între oameni comunică. Pot să încep eu? Dacă aveai o porție de cartofi prăjiți lângă aceste scoici, pentru că sosul e minunat, eu îl beau cu coaja de la scoic și mi-ar fi plăcut niște cartofi prăjiți acolo lângă pentru că mergeau foarte bine. Dacă aveai cartofi prăjiți lângă, aveai un da hotărât. Ai un da din partea mea astăzi. Mulțumesc și eu. Bun, haide să puțin să vorbim după emoțiile mele și emoții dumneavoastră, ce a trecut dumneavoastră în copilul tău și am trecut eu acum 13 ani de zile. Dar trebuie să facem niște bariera. Situația e foarte, foarte neplăcută, adică ce a trecut noi doi în viață. E, notele mele, ce dai eu, eu dai numai pe preparatul dumneavoastră, ce a gătit. Ce a trecut noi este pe alta parte. Să fii sincer cu dumneavoastră. Sincer. Mi-a plăcut preparatul dumneavoastră. Din partea mea aveți da. Mulțumesc. Se vede sufletul acolo în farfurile tale. Mulțumesc. Se vede. Vă mulțumesc. Și ce vreau să văd pe tine la concursul de Masterchef, să fii mai talentat și mai bun. Vă promit și știu, aveți o menele de aur. Nu vă dezamăgește. Lucrați cu suflet. Așa simt eu. Uite, a făcut deja piele de găină. Nu vă dezamăgește. Vreau să spun doar atât. Eu sunt bucuros că o să continui cu noi, pentru că, fii atent, bucătăria te salvează. Mult. Mult. Eu sunt exemplul ăsta. Mult. Da? Bine ai venit. Vă mulțumesc mult, șef. Vă mulțumesc mult. Vine un pic. Să fii mândru de șortul. Pune. Și să fii tare, ok? Mulțumesc eu. Ești om de nota 10, mi place oamenii ca tine. Se trece în situația foarte grea și nu se cade jos. Trebuie să fii tot timpul cu capul sus și Dumnezeu înainte. Mulțumesc, frumos. Eu vă mulțumesc.
O să fim bine, o să vezi. Mai bine. Felicitări, bine ai venit în bucătăria Masterchef. Mulțumesc mult de tot. Da, ți-am promis că-l iau. Am promis, tati. Te iubesc. El cu siguranță acolo din ceruri veghează și știe că sunt aici și cu siguranță e mândru de mine. Bravo! Știam că-l iau! Știam că-l iau! Eu sunt foarte fericit în momentul ăsta. Sigur, situația nu e cea mai fericită, dar da, exact cum ai spus, separăm ce a fost, a fost, bariera, unde suntem, separăm, dar, suntem. Dar se vede i-a preparat cu, da. cu gustul, adică da. cu emoții. Da. Omul vrea să facă, da. Omul vrea să... Și o să-l salvăm, bucătăria salvează. Exact. Bucătăria da. Salvează. Bucătăria salvează de mine cel mai tare. A intrat în bucătăria, am gătit... Și am gătit nopți și nopți și nopți și nopți și asta munca mea, până se uit un pic ce am trecut eu. Bucătăria, mulțumesc Dumnezeu că eu sunt bucătar.